Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preta și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care alegem pentru dumneavoastră subiecte care chiar contează. Civilizația occidentală se află într-un moment de răscruce, unde rezistența democratică este testată de amenințări noi. Accentul pus pe noile naționalisme deja stârnește imaginația celor care speră la restaurații iliberale. La fel și evoluțiile legate de cealaltă extremă, unde lupta legitimă pentru noi drepturi și libertăți poate deschide uneori calea spre excese și chiar noi forme de cenzură. Am citat dintr-un articol manifest publicat de Eduard Helvig pe blogul său personal. Fostul director al SRI analizează contextul geopolitic actual, evidențiind oportunitățile care se deschid în fața României. Rămâne să vedem dacă vom și putea să profităm de ele. Vom încerca în această seară să înțelegem în ce măsură predicțiile lui Eduard Helvig sunt corecte, dar și în ce fel se poziționează fostul director al SRI pe scena publică, împreună cu reputatul analist și geostrateg H.D. Hartmann, care îi mulțumesc pentru prezență. Bun venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Propun să începem cu partea a doua a concluziei intro-ului meu, care pare mai simplă, deși s-ar putea dovedi că nu este. Să încercăm să înțelegem cum se poziționează domnul Helvig personal. Deci, în afară faptului că acel blog pe care a scris textul în cauză are un motto care face referire la binele comun, deci ok, este o contribuție pentru binele comun, am înțeles asta, dar în ce calitate o face sau mai ales cum își proiectează domnul Helvig aflat acum într-o, nu știu dacă într-un an sabatic, dar într-o lună sabatică, să zicem, post-demisie, mă gândesc cum își proiectează viitorul profesional. Putem trage de aici o concluzie din acest text? Da, eu cred că este un prim semnal, foarte bine ai spus, an sabatic. Noi ne așteptam totuși, și regula spune, pentru un fost șef de serviciu de informații occidental, european, suntem țară occidentală și europeană, să-și ia un an sabatic cel puțin și să stea liniștit acasă după atâta muncă de grea, 8 ani totuși. A scris un text, n-a făcut nimic rău. Da, este un text manifest exact cum l-ai definit, după 8 ani de muncă, repet, șefii de serviciu de informații europeni în general își stau mai mult acasă. Iar în Statele Unite chiar legal sunt obligați cel puțin 7 ani, fără decret prezidențial de reducere a acelei perioade, nu au voie să se imerseze în niciun fel de dialog politic sau social conform legii. Domnul Helvig, eu cred că, pornind de la jumătatea a doua concluziei tale, eu cred că domnul Helvig anunță ceva. Cred că domnul Helvig își anunță o poziționare, care este clar, nu este nici măcar ieșirea din spațiul pe care i l-a oferit influența funcției sale de director al SRI, ci este o repoziționare în interiorul spațiului din care el, teoretic, l-a părăsit prin demisia din funcția de director al SRI. Și mă refer la un singur lucru. Eu cred că este un ochi aruncat foarte critic spre piața politică din România, spre piața forțelor politice din România, unde domnul Helvig preia câteva... Deși referirile sunt minimale. Referirile sunt minimale, dar ele sunt... vin cu manta. Ele vin cu mantă și, interesant, articolul manifest apare după la nici 48 de ore de la lansarea listei de eurodeputați, de eurocandidați. Articolul a fost scris exact acum o săptămână, exact pe 18 iulie. Exact, 18. Presa l-a descoperit mai târziu. Se pare că noi descoperim aceste articole mult mai târziu. Dar el a pognit, să spunem așa, a devenit foarte cunoscut exact la 48 de ore după ce AUR și-a lansat lista de candidați la alegerile europarlamentare, ceea ce mie îmi spune că undeva există o poziționare fundamentală a fostului director Helvig. Doi, hai să facem un mic profil. Helvig este un intelectual, în primul rând. Este unul din puținii directori de servicii de informații care au la bază o activitate intelectuală. Înainte de a fi director SRI, acest om a fost și rămâne un intelectual. Doi, este un om obișnuit să scrie. Deci putem să-l bănuim, chiar a scris textul. Exact. Bună observație. Eu îl bănuiesc foarte serios că omul acela și-a scris textul, ceea ce este un lucru extrem de îmbucurător. Și bibliografia pe care o indică. Și pe bibliografie. Eu n-aș fi început cu McLuhan. N-aș fi început cu Satul Global. E cam veche teoria. Nici nu l-aș fi folosit pe... N-aș fi folosit nici pe japonezul care l-a folosit pentru a spune că...
Poftim? Pe Fukuyama? Pe Fukuyama nu l-aș fi folosit. Fukuyama a făcut multe. Acum, nu știu, poate anticipăm, dar depinde pentru cine a scris domnul da, Helvig. Este clar că el a scris pentru mine și pentru tine și pentru încă un număr redus de oameni. El în primul rând, se adresează prin acest mesaj unui număr redus de intelectuali. Nici măcar tuturor intelectualilor, ci celor care sunt implicați. Este un semnal. Iar ca profil, repet, lăsând că este un intelectual, mai este și un intelectual angajat al cetății. Helvig anunță că el rămâne angajat al cetății. Intelectualul angajat al cetății. Și asta e foarte important. Pentru că el în acel moment poate să spună eu sunt candidat sau eu voi fi în spatele unui candidat. Și iată valorile mele. Iată ceea ce caut eu într-un candidat. Ori sunt eu candidatul, iată-mi valorile, ori voi fi în spatele unui candidat și iată ce caut eu într-un viitor candidat. Deci, mesajul e dublu în acest sens, din acest punct de vedere al poziționării. Să nu uităm că în 8 ani de zile acest om n-a avut scandaluri. Păi, dacă ne amintim scandalurile de la începutul existenței SRI-ului, da? De pe timpul lui Măgureanu, dacă ne amintim scandalurile de pe timpul lui Maior cu celebrul general Coldea, acest om, practic, n-a avut scandaluri. A avut 8 ani de liniște, de liniște mediatică. A avut 8 ani în care să știți... Mă rog, nu știu că e o întâmplare, adică nu cred că doar a beneficiat de un context favorabil. Nu, este munca lui, este efortul lui. Deci atenție, n-a beneficiat de nimic. El a avut în ultimii ani jumate războiul de agresiune rusă împotriva Ucrainei, cu tot ceea ce presupune acest război și cu toate aceste imense probleme pe care le presupune din punct de vedere al unui serviciu de informații național aflat la granița cu războiul. Deci nu, el a avut foarte multe, el a avut problemele, atacurile teroriste chiar în mijlocul mandatelor sale din Franța, succesive. El a avut enorm de multe probleme, dar în interiorul serviciului el a reușit să profesionalizeze comunicarea și să nu mai permită acele abcese care scăpau de sub controlul generalului Coldea ca director adjunct operativ sau lui Maior sau celebrului Maior ca director plin. După aceea, mai observăm un lucru. El a ieșit ca să rămână. Este o frază care mie mi-a plăcut foarte mult. Un profiler american, când a citit textul, i-l-am tradus, i-l-am făcut un Google Translate, nu i-l-am tradus de mână. Mi-a spus, omul acesta a ieșit din SRI ca să rămână. Unde să rămână? Aceasta este întotdeauna întrebare. Și al treilea lucru, el pune acolo, el folosește un întreg narativ occidental. El se referă la democrațiile iliberale, la pericolul fundamental al structurilor, al dezorganizării structurilor europene. Este un pericol fundamental astăzi, când vorbim sub efectele dezastroase ale războiului rus împotriva Ucrainei, acestui război de agresiune. Prin acest război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de fapt, întreaga Uniune Europeană este agresată, ca să nu ne ascundem după degete. Este o agresiune la nivel continental. Iar dacă, Doamne ferește, Ucraina este obligată să facă o pace dezavantajoasă, Uniunea Europeană va fi prima, din punct de vedere teritorial, ca organizație de state suverane, care va pierde. Deci acest om pune și un narativ în dialog. Și atrage atenția că între vechiul Visegrad, care acum e rupt, da, Ungaria este izolată și el vorbește de România și Polonia. Foarte interesant. Noi asta o știm. Dar aici este vorba de narativul american. Narativul european include Austria și Ungaria, la care el nu mai face referire direct. Foarte interesant, deci poziționările de partea cui sunt. El vorbește de identități naționale. El spune că asta este șansa României, este oportunitatea care îi se arată. Helvig spune identitate națională. Un mixaj de identitate națională cu democrație europene. Eu aici aș avea un dialog foarte dur. Nu, mixaj da. Cu progresism și globalism. Progresism și globalism, adică actuala democrație europeană. Că asta este actuala democrație europeană. Da, este, sunt dominante. Sunt dominante, așa. Problema este că identitarismul, noțiunile identitare, naționaliste, suveraniste, sunt cele care trag înapoi în acest moment orice fel de progresism. De ce? Pentru că ele s-au dovedit în momente de criză cele mai viabile formule, Radu Preda, de dialog național. Astăzi vedem AUR care este la o cifră uluitoare din punct de vedere al opțiunilor electorale. Observăm, de exemplu, în Spania o creștere majoritară a populiștilor. Numai datorită unui joc politic al lui Sanchez, al socialistului, care practic a pierdut, care s-a
astăzi a anunțat că face guvern cu independentiștii cataluni, numai așa a supraviețuit guvernul Sanchez. Altfel, el a pierdut alegerile. Socialiștii din Spania au pierdut alegerile. Da, uite, simplificăm foarte mult firul narativ, deci lăsăm la o parte un pic argumentele aduse. Da. Eu întrevăd ca și posibilă idee de bază a acestui text că e nevoie de un echilibru între aceste tendințe globaliste și identitatea și cultura fiecărei națiuni și așa mai departe. Și mă gândesc, nu cumva este o poziționare, cum spuneai, a viitorului candidat sau a viitorului om din spate al candidatului, exact către zona din care a plecat el, că aici lucrurile sunt destul de simple, da? Progresismul și asta, USR-ul, identitarismul și naționalismul aur, da? Calea de mijloc unde poate fi? Ar putea fi la PNL, nu? Locul de unde el a plecat. PNL sau dacă... Uite, este o descriptare foarte interesantă. Într-adevăr, el poate să ofere prin acest mesaj apel, care poate să fie continuat de alte mesaje și de alte gesturi ale domniei sale, el poate să ofere PNL-ului o nouă ideologie, o nouă formă ideologică de exprimare în anul acesta foarte complex care vine de viitoare alegeri. O nouă, o formă. Pentru că acum PNL-ul, eu cred că este o masă amorfă din punct de vedere ideologic. Este și încearcă să-și găsească drumul. Tocmai de aceea îi spun nouă, pentru că ea nu mai merge pe vechea. Vezi tu, Radu Preda, domnul Helvic fuge de cuvântul pe care 100 de ani l-au avut liberalii, prin noi înșine. Ce să reprezinte un naționalism economic care nu merge? Pute nasurilor fine europene. Nu poți să fii naționalist economic dacă nu ești Franța sau Germania. Dacă ești România, trebuie să accepți dictatele altora. Și aici vine el și spune ușurel, hai să o luăm. Nu putem să mergem pe linia aur, care spune OMV înapoi naționalizat. Ca să este propunerea practic redusă la, cum spui tu, simplu. Aurul spune, noi trebuie să ne naționalizăm tot ce ne-au luat străinii. Resursele, în primul rând. Deci nu mergem pe... Helvig nu poate să meargă pe acest drum, da? Știind conflictele internaționale în care România s-ar băga dacă un guvern român ar propune așa ceva. Dar doi spune, nici nu putem să ne lăsăm totuși călcați în picioare să plătim cel mai scump curent electric din Europa. Că ce asta face România astăzi? Iată propunerea lui. Asta este de fapt propunerea lui. Și el o face într-un limbaj de intelectual. El scrie astăzi numai celor intelectualilor care fac și analize. Sunt foarte puțini în România. El când va vorbi masei largi, dacă va vorbi vreodată, acest om n-a vorbit niciodată masei largi. El n-a avut nevoie să vorbească masei largi, da? De votant liberal sau votant împotriva naționalismului, în general. El când va vorbi masei largi, el va trebui să-și găsească un alt limbaj. Altfel, cu acest limbaj, din mesajul care l-a scris, este moartea pasiunii, să fim foarte clar. Textul este foarte greu, folosește noțiuni care, dacă nu ești atent în logica frazei, se bat cap în cap. A ajuns să spui, dar de ce Polonia? Pentru că eu știu de la Nicolae Iorga, știu de la mari creatori de școală politologică că Polonia n-a fost niciodată prietenă în interiorul, repet, continentului european, da? În spațiul de influență european, n-a fost niciodată prietenă a României. Astăzi nu știu de ce ne-am trezit dintr-o dată mari prieteni cu Polonia, dar noi ne-am trezit pe un triumvirat care nu ne face bine. Și asta o spun absolut toți, dar bineînțeles, e dorința Statelor Unite. Contribuierat de prietenie polono-turco-român. Eu nu știu ce bine ne face. Pentru că până una alta, eu repet, și am spus-o și o spun și la tine în emisiune, eu la Constanța astăzi, la linia de contact cu spațiul economic rus și ucrainian, eu nu am niciun fel de distrugător american să mă apere împotriva unei bombițe care poate să plece greșit sau nu, atenție, din orice parte a războiului. Marea Neagră este goală. Deci, eu știu tratatul de la Montreux, eu știu că atunci când se declanșează un conflict între state rivenare Mării Negre, se închide Bosforul, pentru a nu permite intrarea unor vase militare, a vaselor militare, dar atrag atenția că la ora actuală Constanța este liberă. Constanța nu are apărător. Noi avem pe Caspică, avem una din cele mai mari înarmări din istoria Nordului Europei, dar pe Marea Neagră suntem liberi. Și aici este o problemă fundamentală de înțelegere a strategiei. Iar domnul Helvig merge pe această teorie cu Polonia. Pentru moment,
Noi avem o singură linie roșie care ne unește. Cehia, Ungaria, Polonia, România, țările Baltice. Exportul de grâu ucrainian, care pe data de 15 septembrie, conform deciziilor acestor state, încetează. Doamna von der Leyen... Nu, încetează restricțiile. Încetează restricția. Ea a fost propusă, de exemplu, s-a propus prelungirea restricției. Da, a fost o reacție... Și doamna von der Leyen imediat ne-a tăiat banii. Problema este că acum ai demutat 12 milioane de tone. Dacă înainte aveai porturile, aveai culoarul de grâne care îți prelua 90% din imensitatea agricolă a Ucrainei, a produsului agricol, astăzi toată acea imensitate trebuie să folosească rute alternative. Oricât am vrea să credem, Radu Preda, că România, Polonia și Ungaria reprezintă rute alternative, nu avem număr de kilometri pătrați câte milioane de grâne trebuie, nu avem număr de kilometri de drumuri. Câte camioane, trebuie să transporte acele milioane de tone de grâne? Problema este fundamentală și la această problemă Uniunea Europeană, prietena noastră, nu a răspuns. Din contră, ne-a dat și în cap și a zis noi nu vom plăti fermierilor români care au fost falimentați de vechiul culoar al grânelor, care acum nu mai există. E, aceste probleme, domnul Helvic, în acest mesaj nu le-a explicat, pentru că Partidul Național Liberal nu poate să-mi explice cine va plăti drumurile distruse de camioanele, deja distruse de camioanele din Ucraina. Cine va plăti fermierii care au falimentat datorită grâului vândut pe sub mână de către Ucraina? Și nu numai la noi, ci și în toate statele riverane acestui conflict nenorocit. Partidul Național Liberal n-a avut răspuns. Și noi n-am auzit niciun răspuns, nici măcar un mieunat din partea autorităților române când von der Leyen a anunțat că nu plătește banii fermierilor români pentru despăgubiri. A fost acum două săptămâni. Ați auzit ceva în presa românească? Nu s-a vorbit deloc. A urlat presa maghiară, a urlat presa poloneză, a urlat presa slovacă, a urlat toată lumea. Nu, românii nu. E o problemă. Noi ne conformăm politicilor... Este o problemă. Și atunci domnul Helvic are în interiorul, în interiorul însuși al mesajului său, ca profiler spun, are o contradicție fundamentală. Păi zici că acceptăm identități, dar nu la extrema lui Aur, da? Vom vorbi dacă Aur este extremist sau nu. Aia putem face o emisiune întreagă. Da, nu are subiect separat, conex. Dar pe de altă parte trebuie să respectăm identitățile noi democratice. Și acest mix, ce face? Îi salvează pe fermierii români? Salvează roșia românească? Salvează carnea de vită românească? Aici este contradicția fundamentală pe care domnul Helvic nu reușește în text să ne explice. Suntem europeni, că ăsta e noul dat, este destin european, mie nu-mi place cuvântul destin pentru România a fi europeană, România este din nașterea sa ca stat și ca națiune, este țară europeană. Nu trebuie să vină nimeni să-mi spună că avem destin european. Noi suntem pe continentul ăsta, da? E, din european se cheamă. Deci dacă suntem pe el, suntem europeni. Că îi place doamnei de la Bruxelles sau domnului de la Paris, astea sunt problemele lor, că nu le place, astea sunt problemele lor, nu-i problema României. România nu are probleme de identitate aici. Deci noile așa zise identități pe, la care domnul Helvic face extrem de abil apel în scrisul său cu identitățile naționale. Păi identitatea națională este o identitate agricolă. Eu reamintesc tuturor că în afară de industrializarea forțată a comunismului și marile succesuri, ca să folosim cuvintele recunoscute, marile succese, de fapt, da, succesul fiind greșit, dar marile succes al industrializării forțate care ne-a dus și la colapsul economic, la finalul comunismului, noi n-am avut industrie. Noi nu am avut decât agricultură. Deci identitatea noastră economică agricolă se pierde în acest miraj absolut al noii identități democratice. Da, uite că, da, totuși domnul Helvic face o referire indirectă la... Da. Întrebare, sau mai bine îți dă un răspuns indirect la întrebarea asta, cum salvăm fermierii români, de exemplu, da? Și am să citez. Ce, în timp ce lumea occidentală dezbate teme polarizante și provocatoare, precum inteligența artificială și impactul său, schimbările climatice, adaptarea la cataclisme viitoare potențiale, această regiune, deci asta de aici, unde suntem și noi,
este confruntată cu o amenințare mai concretă și imediată. Imaginea de ansamblu evocă metafora zidului din popular univers fictiv al Game of Thrones, în timp ce lumea este divizată de dispute interne, dușmani puternici dincolo de zid amenință să distrugă tot ce s-a realizat în ultimul secol. Deci în fața pericolului de la răsărit, toate celelalte pericole pălesc. Eu asta înțeleg din această... Da, este aceeași gravă greșeală care va face Europa Occidentală atunci când Churchill, mai puțin americanii, dar Churchill în mod absolut, au decis să câștige ei al doilea război mondial, să-și țină Imperiul Britanic, Marea Britanie să câștige, să câștige supraviețuirea Imperiului Britanic. Că s-a prăbușit după al doilea război mondial și în modernitatea Europei este cu totul altceva. Și ce face Churchill? Churchill spune în fața pericolului noului zid, da? Celebrul cortina de fier, o nouă cortină de fier s-a lăsat celebrul cuvântare din 53. Dar el dăduse țările alea Uniunii Sovietice. Păi șervețele. El acceptat de americani, de francezi, de partea germană care a mai rămas întreagă, care a mai rămas occidentală după ocuparea de către sovietici, ei dăduseră țările alea din est URSS-ului și lui Stalin. Nu le-a dat nimeni. Cum, de exemplu, partea vestică, maritimă a Poloniei este partea Germaniei dată de Stalin. Hărțile și istoria nu se pot schimba. Îmi pare rău pentru toți cei care vor să uite această istorie. E, și acum a vis și însui că este un pericol peste zid. Da, e un nou zid. Asta face Putin. Construiește un nou zid. Un nou război rece. De acord cu toată analiza. Mă rog, deocamdată e cald războiul. Așa, nu, da. Construiește. Vrea să construiască un pivot asiatic în care el vrea să-și asigure spatele, cum se spune, frontului. Acum, până acum, de la Petru cel Mare, fac o paranteză, Rusia s-a uitat spre Paris și Berlin. Acum, Putin, efectiv, acum 2 ani, a făcut un pivot asiatic, cum a făcut și Obama pe timpul lui. Și în loc să se mai uite spre Europa, se uită spre Asia. Și atunci are nevoie de o Europă ori lăsată într-un război nimicitor, cum este cel de agresiune împotriva Ucrainei, ori unui zid. El asta vrea, Putin. Toată lumea înțelege. Și atunci, în numele acelui pericol, noi trebuie iarăși să sacrificăm, cum în anii 50, în numele comunismului, am sacrificat identitatea noastră națională, iar o sacrificăm în numele altei identități? Și ce succes a avut sacrificiul identității naționale românești pe altarul comunismului internațional? Ne-am creat o nouă identitate românească. Că n-am avut niciun fel de succes, ca să fim foarte clari. Ne-am reîntors la Caragiale, ne-am reîntors la Enescu, ne-am reîntors la Eminescu, ne-am reîntors după ce, bineînțeles, în celebrul obsedantul deceniu, nu, al dictaturii staliniste, anii 47, 57, 60, Arghezii fusese interzis cu toți ceilalți, da? Și Călinescu fusese dat afară de caloriferist de la universitate. Deci, întrebarea mea este, da, sunt de acord să facem această identitate. În numele unui pericol să ne unim cu toții. Dar Madame van der Leyen nu poate să-mi ceară să-mi sacrific agricultorii români în numele acelui pericol. Asta era ideea, nu că să ne unim. Suntem oricum uniți din punct de vedere ideologic și suntem de acord că trebuie... Eu așteptam de la domnul Helvic și sacrificii. Da, și eu aștept aștept de la Radu Preda, aștept de la ceilalți oameni politici viitorii României. Eu aștept să se ducă la această doamnă și la viitorii șefei Uniunii Europene, care sunt de la comisie, de la care or fi, că sunt vreo 5, 7, 100, nici mai știi care mai sunt șefi în Uniunea Europeană, care are Uniunea Europeană la șef de nu mai știe nimeni cât sunt. Și să le spună, băieți și fete, noi suntem români, noi avem interesele astea. Cum apără Uniunea Europeană interesele acestea? Că văd că interesele franceze sunt apărate, văd că interesele germane sunt, ale Italiei sunt, dar ale României nu mai vorbește nimeni de ele. Și cum ne apărați pe Marea Neagră de o posibilă escaladare din greșeală, vorba, dacă rușii mint bine, Radu Preda, din greșeală a războiului, să ne trezim că ne mai cade vreo bombiță, că minele ucrainiene vin pe malul Mării Negre românești. Deci, cum ne apărați voi Uniunea Europeană? Pentru ca să-mi spuneți că tot dați bani, că toți dăm bani, creăm acum un fond de alte 20 de miliarde pe următorii 4 ani, ușurel. Mie îmi trebuie 300 de milioane pentru agricultura românească. Unde sunt? De ce nu sunt? Asta e interes fundamental al României. Deci domnul Helvic aici are o contradicție fundamentală. Îmi spune, nu vrem să fim naționaliști, să nu ne întoarcem în naționalismul hât și negru, dar pe de altă parte îmi spune, știi că noua identitate trebuie să cuprindă și vechea identitate. Păi vechea identitate, noi am fost țară agricolă și ne-au distrus caracterul prin, repet, industrializarea comunismului și ce de succes a fost.
Că n-a fost, până la urmă. Mecanizarea agriculturii. Mecanizarea, dacă mai ținem minte sacrificiile făcute de țăranul român cu mecanizarea nenorocită a lui Hrușciov, da? Cu asasinarea cailor, cu uciderea cailor și etc., da? Și cu aberațiile de atunci. Și bineînțeles, după aceea, privatizarea capitalistă care urma după 90, unde iarăși n-am avut succes. Uite, vreau să ne întoarcem un pic la premizele de la care pleacă domnul Helvig în analiza asta. Și aș vrea să te rog să comentăm un fragment pe care îl voi citi eu acum, care mi se pare foarte ofertant din acest punct de vedere. Deci, în contextul în care spune domnul Helvig că globalizarea pieței libere a permis pe de parte expansiunea societăților democratice liberale, dar de altă parte a dat și șansa unor alternative să se afirme și să ajungă în mentalul colectiv. Și spune acum așa, ceea ce nu se va schimba, și asta este o veste foarte bună pentru țările democratice din Europa de Est, deci citez, este influența americană asupra ordinii globale. Deci asta nu se va schimba. Da. În ciuda faptului că SUA și-a pierdut dominația economică globală în contextul ascensiunii Chinei, influența sa politică, culturală și morală rămâne. Și că influența americană nu provine doar din puterea economică sau militară, ci din puterea ideilor pe care le reprezintă și a modelului pe care îl proiectează. Un model bazat pe incluziune, drepturi, statul de drept, oportunități egale, inovație și adaptare. Dar uite, aici ai impresia că este candidatul american la președinția României. Da? Nu știu ce va face Mircea Geoană, cred că plângem Batistă la Londra acum, că i-a luat locul domnul Helvig. Păi asta, eu simt că presupunând că ar exista astfel de ambiții, sunt cam pe același culoar. Sunt pe același culoar. Dar acest argument excepțional al valorilor americane îl distrug pe loc. Păi care valori americane când spui că adolescenții la 12 ani trebuie să schimbe sexul? Aia nu-i valoare americană. O clipă. Valorile și influența americană de care noi știm, și domnul Helvig face apel la valori tradiționale al muncii, al patronului cinstit, al muncitorului care e plătit de patron. Păi în România, statul român, patronul român n-a învățat decât cu biciu să-și plătească. În anii 90 aveam o problemă, mai țineți minte ce probleme aveam cu patronii care nu își plăteau cu lunile angajații. Să nu uităm că în România am avut o privatizare frauduloasă a industriei României și a economiei românești. Bucăți doar, mici și minuscule astăzi sunt eficiente. Restul totul a fost vândut la fier vechi și s-au construit apartamente de 100.000 de euro când salariul românului este sub 1.000. La noi privatizarea și capitalismul de tip valoare culturală și morală americană n-a existat în România. Și se vede. Deci, dacă domnul Helvig vine cu valorile americane, atunci trebuie să-mi explice de ce România plătește cel mai scump curent electric din Europa. Nu cumva în Statele Unite este cel mai ieftin curent electric. Din Europa, sigur. Din lume. Atenție, din lume. Statistica de luna trecută spunea clar, cel mai ieftin curent electric din lume este în Statele Unite. Deci după toate continentele. Nu cumva noi asta trebuia să avem în România? Adică respectul legii economice, respectul concurenței, respectul muncitorului, respectul patronului, nu să-l arestezi la 6 dimineața, că a zis doamna sau domnul Timmermans de la Bruxelles. Aici sunt probleme fundamentale. Și acest mesaj, chiar dacă se vrea oblăjitor și de unchi mare, vine nenea John, vine unchiul din America și ne aduce Chrysler-ul și ne dă gumi-gumi și mai știu ce ciungam, realitatea este că valorile ale americane de care vorbește dânsul în România nu s-au manifestat. Pentru că astăzi, de exemplu, ambasada Statelor Unite ale Americii, sediul actual al ambasadei Statelor Unite ale Americii, este construit pe un pământ furat. Mare atenție! De ce spui că e furat? Pământul pe care este construit actualul sediu al ambasadei Statelor Unite ale Americii la București este furat de Popoviciu. Este fosta livadă pentru care a intrat un academician român. Știu, da. Deci ambasada este... poate fi cumpărător de bună credință. Sigur că da, dar pământul e furat. Deci atenție foarte mare. Aceste valori de care vorbim sunt superbe. Eu am locuit acolo, eu îi știu. Da, numai că și la ei început să, cum spune românul, să se strice treaba. Și la ei începuseră mari probleme de respect al legii și legității. Păi mie îmi spui în acest moment și revin la mesajul domnului Helvig, care e foarte important. Eu nu minimalizez mesajul. Eu doar spun, ca orice analist și profiler, că acele cuvinte pot fi întoarse imediat. Absolut imediat. Pentru că
ceea ce noi vedem în spațiul internațional și mondial nu este un, nu este o întărire a influenței americane. Din contră, o reducere a influenței americane culturale, morale, militare, lăsând economice. Noi nu vedem o menținere a Statelor Unite, ci un eforturi deosebite ale Statelor Unite ca prin diverse măsuri de coerciție sau măsuri democratice să rămână hegemonică lumii. Dar astăzi, în istoria umanității, singură stat, imperiu, națiune, ce vreți, civilizație, care a avut vreodată sau are peste 800 de baze militare în lume, sunt Statele Unite. Nimeni n-a avut. Nimeni. Și încă un lucru, sunt cifre reale de care vorbim. Toate aceste lucruri mă fac nu să nu cred în destinul american, ci să mă îndoiesc de capacitatea Americii de a mă apăra împotriva rachetelor rusești. Păi, dacă sunt singuri care au 800 de baze... Ieri seară, la Reni, efectiv la kilometri depărtare de granița românească de pe Dunăre, au explodat bombe rusești. Au fugit, știți cum au fugit vasele românești care erau ancorate la Reni, în portul ucrainian? Efectiv nu știau cum să vâslească. Vorbesc acum făcând o ironie. Să vâslească marinarii, să ajungă cât mai aproape de malul românesc. Am și avut o discuție telefonică între secretarul de stat american și doamna Udovescu ieri. Deci, pe acest subiect. Pe acest subiect. E, întrebarea mea este cum îi apărăm pe România aia și cum ne apărăm interesele noastre economice. Deci eu încă nu văd această... Sigur că discursul domnului Helbig este foarte important. Dar el trebuie să aleagă. Ori este candidatul american la președinție, ori este candidatul european. El nu poate să fie amândouă. Pentru că conflictul economic între Uniunea Europeană și SUA este în flăcări și la cote maxime de aproape 2 ani. Păi, bun, și atunci hai să încercăm să punem măcar o concluzie parțială. Ești de acord cu această idee și anume că America, de Statele Unite ale Americii, ele domină economic, global, întreaga... Fără discuție că domină. Fără discuție, nimeni n-a spus-o. Problema este că această dominație economică, așa cum știe orice analist... Dominație globală, că nu-i doar economică. Dominația globală trebuie să fie sprijinită de o dominație militară, de o dominație a resurselor, da, a culoarelor de resurse, o dominație a dolarului. Vedem din ce în ce mai multe mișcări care se ducă la dedolarizarea economiei mondiale. Vedem din ce în ce mai multe rupturi de falii întregi. Dacă te uiți la Arabia, numai la Arabia Saudită, dacă te uiți la Emiratele Arabe, dacă te uiți la spațiul asiatic în general, fostul spațiu asiatic turcoman. Acum să nu ne imaginăm că ultimele mișcări pe care le-a făcut Turcia pro-NATO, alea sunt pro-americane. Nu, nu, sunt pro-turce. Nu sunt pro-americane, sunt pro-turce. Turcia a făcut mișcările acelea pentru a-și favoriza interesele sale de Marea Neagră și Mediterană, care sunt legate, apropo, sunt absolut legate. Deci toate aceste lucruri, bineînțeles că SUA rămân puterea hegemonică, numai că în acest moment are enorm de mulți dușmani, inclusiv în Europa, adversari, să nu le spunem dușmani, dar adversari, inclusiv în Europa, care vor să-i rupă din tronul, din locul întâi. Și știți cum e? Când ai foarte mulți adversari, până și cel mai puternic imperiu al istoriei, da? Imperiul Roman a dispărut. Așa se întâmplă. Deci mare grijă când noi punem totul într-o gândire uniformă și unidirecțională. Noi totuși avem nevoie de economia europeană, noi totuși avem nevoie de economia germană, într-o cădere la ora actuală fundamentală. Sunt indici de cădere a productivității și producției interne brute în Germania care ne înspăimântă. Noi totuși avem nevoie de piața Mării Negre. Este o piață fundamentală de export pentru România. Noi nu ne putem juca numai cum vrea Bruxelles sau numai cum vrea Washington. Da, și interesele României sunt fundamentale, atenție. Noi, fără a avea culoar de export pe Marea Neagră, da? Oricât am spune noi că nu avem ce exporta, că noi nu prea exportăm. Nu e adevărat. Dacă am avea culoar real și un șef de stat, știți ce a făcut, apropo, dau un exemplu, un șef de stat român s-ar duce cu o Dacia cadou, știți ce a făcut șeful de stat turc? S-a dus în Arabia Saudită, Emiratele Arabe și Qatar. Știți cu ce s-a dus cadou? Cu noua lor mașină, cu noul lor automobil. Și le-a dat fiecărui lider de țară, fiecărui prinț de acolo, le-a dat câte o mașină turcă. Știți cu ce s-a dus premierul Modi la EAU acum o lună? Cu 10 Tata. Automobile Tata, celebrele automobile indiene. Eu aș vrea să-l văd pe șeful statului român că se duce cu o Dacia. Nu este nicio glumă.
Știu, dar asta cu Dacia acum nu prea mai e brand 100% românesc. Nu mai contează, trebuie să înțelegi cu francezii. Păi Turcia, se face în... Da, în da. Turcia, nu, nu, Dacia. Atenție, se face... Nu. Și în Turcia. Și în Turcia, da? Și în Tunisia există o fabrică Renault de Dacia. Atenție, nu contează. Brandul este cunoscut ca românesc. Și exploatez. Eu aș vrea să văd actualul șef de stat sau viitorul șef de stat că se duce cu cheile de la o Dacia și îl pune pe șeful de stat din Germania, pe cancelarul german, într-o Dacie. Nu-i dai idei lui Iohannis că cine știe deci, ce avion îi trebuie ca să încapă și deci, Dacia. Radu Preda o duci cu trailerul în Europa. A, nu se face. Da? Deci așa se face. Așa. La bagaj de cală. La bagaj de cală. Nu este nicio problemă. O faci dacă vrei. Și așa îți promovezi economia ta. Turcia? Este membru NATO? Este. Este membru asociat, atenție, la ASEAN, este membru asociat, este membru în grupul țărilor de cooperare a Golfului, este membru în N organizații internaționale. Nimeni nu și-a permis să spună Turciei, n-ai voie să-ți vinzi perele, n-ai voie să-ți vinzi merele, stai că vine Polonia și îți vinde florile, stai că vine Olanda și îți dă tuberozele, stai că vine... Stai, bă, fratele meu, sunt în Uniunea Europeană să vând. Eu sunt în Uniunea Europeană ca țară și aici domnul Helvig trebuie să o explice foarte bine și aș vrea să-l aud, pentru că a fost șeful Serviciului Român de Informații. Toate țările membre ale Uniunii Europene își multiplică puterea lor, mică, mare, că unele sunt țări mici, altele sunt țări mari în Europa, la cât? La numărul de membri, este la 31. Pardon, la 27, mă scuzați, la 27, NATO e la 31. La 27, da? România de ce nu o face? Mărul ăla trebuie să fie vândut în 27 de țări. Mărul românesc. Nu. Toate țările vând în România, România nu vinde. Produsele ei identitare. Identitare. Pentru că sunt produse identitare pe care le știe istoria Europei de sute de ani. Și iată că ajungem la același discurs. Sunt de acord cu democrația liberală. Sunt de acord cu toate principiile superbe. Sunt de acord că America conduce lumea. Dar mărul românesc de ce nu se vinde în Polonia? Și eu cumpăr măr românesc. Pentru că se vinde mărul polonez în România. Exact. Și de ce nu se face? Tot în numele democrației liberale, în numele hegemonismului american. Și de ce președintele turc, de ce primul ministru indian pot să spună la cală o mașinuță de-a lor, un automobil de-a lor, cum ai spus, și să le dea cadou liderilor? Uite, avem și noi industrie constructoare de mașină, numai Mercedes-urile blindate de 100 de mii de euro în care vă plimbați cu toții, că se pare că toți șefii de stat au mania Mercedes-urilor, inclusiv în România. Șefii de stat, dar zici că dacă treci în Germania, Dacia are o cotă de piață și foarte mare. Și de ce nu-l văd pe șeful statului, pe primul ministru, promovând produse? Că nu-l văd. Dar altfel știm să vorbim despre drepturile Uniunii Europene și vai, este un mit că canalul Băstroie este săpat. E, uite că sunt documentele care au demonstrat că a fost săpat ilegal cu aprobarea fostului ministru de externe Aurescu. S-a zis că e un mit. Nu e un mit. Și sunt multe aceste lucruri care numele România le-a acceptat în numele unității, repet, democrației liberale. Noi suntem parte a democrației liberale europene. Aducându-i reale pierderi. Reale pierderi. Nu, eu vreau mărul românesc să fie mâncat la Elize. Și vreau să se spună la recepția de la Elize că e măr românesc. Eu vreau strugurile românesc să fie mâncat. Eu vreau Dacia. Poftim? Cu strugurile românesc e mai greu. Deci toate aceste lucruri sunt reale. Pentru că și tu când te duci acolo, ți se dă vin franțuzesc, ți se dă vin italian, ți se dă vin spaniol. Eu în toate ambasadele din România unde am fost, eu n-am băut vin românesc. Până și țări care aveau o cultură de vin de tâi, luai cu mâine de păr, Radu Preda. Era de o calitate atât de proastă vinul acela, ambasadorul ți-l prezenta că era aur. Ca și era politica lor. E, du-te în ambasadele românești să vezi dacă ai vin românesc. Este o problemă. Deci, aici domnul Helvig trebuie să ne explice foarte clar. Cum va împăca lăcomia liberală de a pune mâna pe piețele altora, fără să dai nimic în schimb, și identitatea liberală a națiunii române, care și ea vrea să se dezvolte ca și ceilalți. Da, uite ce spune apropo de democrația liberală și mie mi se pare una dintre cele mai interesante afirmații din acest articol, care cred că o să-i pună în cap niște categorii importante de cetățeni. Da. Zice așa, este nevoie de mult mai mult decât alegeri libere pentru a face o democrație liberală. Da. Mecanismele inerente de control al tendințelor dictatoriale, între ghilimele, ale minorităților agresive sunt de asemenea vitale. Aici este o
Aici, Radu Preda, este o frază de o periculozitate totală. Aici acest om poate să alunece oricând sau instituția pe care o reprezintă sau ce vrea el să facă de acum înainte. Deocamdată nu mai reprezintă ca civil, instituție. Ca civil. Păi stai o clipă. Cum este nevoie de mai mult decât alegeri libere? Păi nu. Esența democrației liberale sunt alegerile libere. Ele consfințesc puterea. Cum adică trebuie să ai mecanisme inerente de control al tendințelor dictatoriale a minorităților agresive? Îmi pare rău. Mie îmi pare foarte rău. Această frază este absolut, din punctul meu de vedere, îl descalifică ca un politic. Și oricine ar urma. Păi domnul Roc spunea la fel. Acum 3-2 săptămâni. Păi știu, dar eu nu și cred domn, că, o clipă, domnul nu cred Roc că spunea, se gândea la cei la care se gândea domnul Roc. Ba da, sunt absolut convins. Nu. Că păi provin din aceeași instituție. Din cu totul și cu totul o altă direcție. Da. Haideți să spunem minoritate agresive. Minoritatea aurie partid, nu e minoritate. Hai să ne referim la o minoritate lingvistică agresivă. Lingvistică. Știu, dar nu la alea face referire. Nu. O minoritate agresivă lingvistică pe teritoriul României. Nu dăm numele. Sunt mai multe, să știți. Care are dreptul să fie agresiv. Pentru că este minoritate și este subjugată majorității. Care, printr-o lenevie culturală, intelectuală, politică, statală, instituțională, nu are grijă de acea minoritate. În momentul când n-ai grijă de câinele tău, îți fuge din curte și se duce la vecinul unde mănâncă. Doi, minorități agresive, de tip sexual. De acord, ce faci? Ce monitorizezi la o minoritate sexuală? O clipă, că încalci nu numai Constituția României, dar încalci drepturile omului de la Sofocle, de la Pericle, de vreo 3.000 de ani. Această frază este de o periculozitate totală. El vrea să răspundă prin această scriere, el vrea să răspundă unui necesar politruc, politicienesc, populist de a lupta cu așa zisele minorități, dar el uită că în 1930... El spune așa, cu tendințele dictatoriale, între ghilimele. Exact, da, da, sau agresive. El uită că Hitler în 32 i-a declarat pe evrei minoritate ilegitimă în Germania. Erau de 600 de ani. Acolo te duce această frază. Pericolul e fundamental... E destul de forțată. Pericolul, sunt de acord că este destul de forțată, dar rolul meu nu este să-i dau dreptate, rolul meu este să atrag atenția spre un eventual pericol unde se poate duce... Păi nu i-am spus de start că asta va stârni controverse. Se poate duce o astfel de frază. Pentru că este adevărat și majoritatea, și în Occident o observăm, Radu Preda, majoritatea este nebunită cu cererile tot timpul din ce în ce mai mari ale minorităților, că sunt de toate tipurile. Mai mari și mai agresivi. Și mai agresive. De fapt, aici e problema de dar ce facem? Punem acum securitatea poporului, securitatea iubitoare de popor român și de identitate. E vorba cum se manifestă în spațiu public. Nu trebuie să-i urmărești în mod special. Și ce le faci? Intri într-un conflict statal și instituțional cu cine? Cu cine? Și cât de eficient pentru statul român este acest conflict? Și atunci nu mai intri în conflict public, cum spune fostul director SRI, ci îi monitorizăm. Îi băgăm la ascultat. Deci dacă îi monitorizăm, ce le facem? Păi nu, îi băgăm la ascultat. Cât de legal e acest lucru? Păi nu, dar nu rezolvi deci, problema unde, dacă unde doar ne ducem, că nu rezolvi problemele. Pentru că odată, la un moment dat, de-aia spun că în interiorul însuși al mesajului sunt elemente contractorii. Odată îmi vorbești de identități ortodoxe, da? Să zicem o identitate religioasă, ortodoxă. Da, e superb. Eu reamintesc că mai sunt 17 identități religioase pe teritoriul României, dintre care 5 au peste 600 de ani de istorie. 600 de ani. Nu 5 ani, nu 10, nu 100. 6 secole. Eu reamintesc că primii evrei în România au intrat prin decret al lui Ștefan cel Mare, în Moldova. Da, mă îndoiesc sincer că poate cineva în România să spună că, nu, că adică, minoritatea evreilor are tendințe dictatoriale. Nu, n-ai înțeles. Adică ideea fundamentală este că această segmentare a unei noțiuni, da, de minoritate, minoritate e minoritate, nu contează care este, ea este o minoritate care trebuie apărată în numele și în baza principiilor democrației liberale, că este minoritate lingvistică, sexuală, medicală, ce vreți dumneavoastră. Această minoritate ca ansamblu trebuie apărată de statul român. În momentul în care nu vrei să intri în conflict cu așa zis, cu lupta minorităților, să nu intri cumva în conflict direct,
dar îi bagi la ascultat pe secret, în acel moment tu încalci principiile democrației liberale. Nu, dar asta cred că deja este o speculație, pentru că nu rezultă niciun fel. Bine, Radu Preda, bineînțeles că eu speculez aici. Va trebui foarte mult să înțelegem mesajul foarte cifrat și foarte cambrat al domnului Helvic. Din punctul meu de vedere, nu e deloc cifrat acest mesaj. Asta este ce vor să audă conservatorii de aici din România. Exact. Conservatorii mai liberali, care ar vota liberalii, pentru că noi avem conservatori astăzi care vor vota AUR, pentru că sunt conservatori religioși, conservatori de dreptul familiei, conservatori de mai știu eu ce. Da? Dar sunt și conservatori de tipul Pepe Carp, de tipul, vorbesc de conservatorismul istoric, da? La care acest om face apel, sunt foarte puțin, dar el face un apel la adunarea surselor în jurul unei noi identități, în care el spune și identitatea românească importantă. Fără discuție, dar până acum să știți că el 8 ani a fost directorul seriei al unui șef de stat care n-a dovedit că identitatea românească este importantă în politica externă a României. Păi, dacă după 8 ani vii și spui că avem nevoie de asumarea unei identități naționale coerente, deci eu asta înțeleg că nu există, din moment ce trebuie să urmeze o asumare, ea nu există. Deci noi nu avem o identitate națională coerentă. Și poți să fiu răutăcios, cum zic eu? Poți să spun un răutăcism în acest moment? Da, numai să fiu cuvinte decente. Cine sunt eu, Harman? Cine este Radu Preda? Cine este Helvic? Să ne asumăm, să spunem ideea că nu există identitate națională coerentă. Ba eu am impresia că România are o identitate națională extrem de coerentă. Mult mai coerentă ca în alte state. Unde se inventează, atenție, unde se inventează istorie de acum 3000 de ani, unde se inventează istorie de acum 700 de ani. Păi nu, dar fie încă nu lasă să se referă. Uite ce zice, că formă explicitează. Zice, trebuie să fim mai îndrăzneți în afirmarea rezultatelor și progresului nostru, deoarece ceea ce am realizat până acum, navigând într-un context precar, menținând totuși un mediu intern echilibrat și stabil, nu este o chestiune de noroc, ci rezultatul strategiei, angajamentul și deciziilor politice ferme. Aici ați de acord. Trebuie să spunem Occidentului, băieți, noi să spun că este exact ce spuneai tu mai devreme. Este exact. Eu aici sunt absolut de acord, da? Dar asta nu ține de identitatea coerentă a națiunii românești. De fapt, mai mult se referă la un fel de brand de țară. De brand de țară. Aici sunt absolut de acord că România trebuie să dea mai mult cu pumnul în masă în fața tuturor, să le spună noi suntem România, ce aveți bă cu noi? Iar chestia cu Schengen nu este ultimul mare eșec al democrației liberale europene, în care a fost de fapt o insultă. Schengen este o insultă. Și atunci bineînțeles că poporul român se întreabă, bă, dar voi ne tot spuneți de liberali ăștia, de democrațiile liberale, că să știi că lumea nu face. El folosește ideea de democrație liberală, dar să știi că socialiștii sunt în democrații liberale. Comuniștii se dezvoltă în democrații liberale. Liberală nu în sensul în adică care nu în sensul de Partid Național Liberal. Să nu creadă cumva că el se referea la Partidul Național Liberal din care a provenit înainte de a fi director al SRI și probabil în care se va întoarce, spun eu. Nu, el se referă la ideea de democrații liberale și asta, nu știu de ce, eu aici sunt foarte caustic. Mie mi-amintește de chestia care noi auzeam, dacă mai ții minte, în anii 50-60, eu sunt mult prea tânăr, dar părinții mei au prins-o. Dom'le, cel mai bun inginer, cel mai bun economist, cel mai bun medic e în URSS. Acum auzim această aberație, cel mai bun inginer, cel mai bun economist, cel mai bun medic este în Occident. Sunt aberații ideologice. E, cea mai bună democrație e cea liberală. Iarăși o aberație exclusivistă. A gândi unicelular că numai democrația ta e bună, mie îmi pune problema pe care... Ei se bazează pe statistică, spunem noi. Statistic vorbind, democrația de tip liberal nu e perfectă, dar s-a dovedit a fi cea mai puțin dăunătoare, să spunem. Da, atunci ce faci cu non-democrația din China, care s-a dovedit... Păi nu, aia din punctul lor de vedere și acolo e democrație. Au și ei alegeri, nu? Nu, ei spun că nu e dictatură comunistă. Întrebarea mea este ce faci cu o democrație non-liberală, să zicem, iliberală, care și-a dovedit nu numai succesul economic, dar și-a dovedit că nu este atât de nocivă. De Singapore, ar fi un excelent exemplu în acest sens. Da, mai dăm și alte stătulețe de acest tip, dar dăm China. Aici să știi că argumentele domnului Helvic sunt foarte bune pentru o propagandă care vrea să eroizeze democrația liberală. I-aș zice să ne uităm bine. I-aș zice să ne uităm bine și să nu mai folosim unicități. Repet, avem o problemă fundamentală de a explica poporului român de ce poporul român n-a intrat în Schengen și a fost insultată tocmai de prietenii
dânsului. Da, nu cred că domnul Helbi e dator să ne explice asta. Poate avea un punct de vedere. Nu, nu, nu. În sensul că această scrisoare poate că ar fi trebuit să se refere la elemente de concretețe. Să vedem că s-ar putea să mai urmeze. Că... Să dea Dumnezeu și mai nu, vorbim. Nu cred că este un act singular. Mulțumesc foarte mult pentru participare, doamna și domnule. Vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. De la Metropola TV vine Robert Turcescu de la ora 8. Noi ne revedem mâine seară de la ora 19. Până atunci, toate cele bune.